Bine te-am găsit la episodul în care facem configurarea pe camera Cruiser IMO de la Dahua. Pe masă găsim suportul de prindere al camerei, alimentatorul, ghidul de instalare și camera de supraveghere. Folosim o șurubelniță în cruce pentru a desface capacul cardului microSD. Eu folosesc un card de test de 32 de GB, dar puteți opta pentru un card de 256 GB maxim. Se alimentează camera la 12V, așteptăm să facă cursa, pe urmă accesăm magazin Play pe smartphone pentru a descărca aplicația IMO Dahua. Cruiser, noua camera IP Wi-Fi full color de 4 megapixeli cu microfon. Instalăm aplicația și așteptăm. Odată instalată aplicația, facem cont și ne logăm pentru a scana codul QR de pe cameră. Am adăugat camera, selectăm înainte și ne asigurăm că LED-ul verde luminează intermitent. Acum trebuie să ne conectăm cu telefonul la IMO Live și facem sincronizarea. Mai departe alegem rețeaua wireless și introducem parola routerului nostru pentru a ne conecta cu camera pe modul Wi-Fi. Am adăugat camera cu succes și alegem zona dorită în care va acționa camera. Butonul Reset este ascuns în turela camerei și doar adminul poate ajunge la el prin selectarea joystick-ului din aplicația mobilă. Instalăm cardul microSD conform poziției sale. Aplicația IMO Live vine cu notificările și detecția la mișcare prestabilite. La secțiunea detectare putem selecta camera pe urmărire inteligentă, de asemenea putem crea și un program al detecției. Aplicația ne ajută să stabilim și o sensibilitate la detecția mișcării, pe care o putem selecta între 1 și 5 unități. Cartela microSD se formatează la secțiunea de stocare locală, iar reflectorul luminos se activează la secțiunea reflector. Acum trebuie să selectăm fusul orar pe UTC plus 02 Atena București, iar înainte să salvăm, activăm și DST. Sirena de securitate o activăm la secțiunea ton de alertă. Montez camera pe suportul de plastic din pachet. Montajul se face foarte simplu. Prindem suportul în șuruburi, apoi răsucim camera sub suport. Controlul camerei se face cu ajutorul joystick-ului din aplicație. Acum să testăm funcția de urmărire inteligentă. Camera Cruiser ne urmărește de fiecare dată când ne mișcăm, lăsând o impresie de control total al zonei de acoperire. Acesta a fost episodul la configurarea camerei Cruiser IMO Dahua. Ne revedem în episodul următor, în care voi prezenta imaginile pe timp de zi și noapte capturate cu acest model. Nu uitați că ne găsiți și pe site-ul aduite.ro pentru o gamă diversificată de produse. Pe data viitoare!